Vasul ce nu se umplea Un bandit fioros se duse la un puznic și, spunându-i că vrea să se lase de rele, îi ceru un leac de mântuire și de iertare a trecutului său. Dute, îi zise puznicul, ia un vas mare și îl umple cu apă. Când vasul se va umple, să știi că ești iertat. Păcătosul se duse, luă un butoi și începu să îl umple cu apă. Dar o minune, vasul nu se mai umplea oricât turna în el, nu se umplea. Atunci păcătosul, aplecându-se peste vas, începu a plânge cu amar, strigând. O, Dumnezeule, numai eu, păcătosul, nu sunt vrednic de iertare. Și o minune, îndată ce căzură la crimile în apă, vasul se umplu. Erau la crimile căinței. Scumpul meu frate, poți face și tu multe, multe pentru iertare păcatelor dar să știi că vasul nu se umpe, iertarea nu vine până nu picură lacrimile căinței.